PDL va depune în Parlament luni un proiect de lege prin care să fie modificată legea actuală referitoare la impozitul pe venit în agricultură. Democrat liberalii cer ca sumele provenite din aceste impozite să rămână la bugetele locale. Prezent la gura humorului la întâlnirea PDL, Gheorghe Flutur a afirmat că Victor Ponta nu a avut curajul să corecteze legea, ci a băgat primarii la înaintare. Vom depune parlamentarii PDL luni în Parlament un proiect de lege care să modifice ordonanța 28 și codul fiscal în sensul de a rămâne la bugetele locale sumele care rezultă din impozitele pe venitul activităților agricole. Fac o precizare. Partidul Democrat Liberal nu a votat acest proiect de lege de introducere a impozitelor. Noi l-am criticat pentru că era o dublă, triplă impozitare. Dar majoritatea de 70% USL a introdus acest impozit, care urmează în această toamnă să se colecteze. Domnul Ponta n-a avut curajul să colecteze prin fisc, ce a trimis primarii să colecteze aceste sume și noi venim cu acest proiect de lege, dacă tot s-au introdus aceste impozite în agricultură pe venit să rămână surse la bugetele locale în procent de 100%. PDL are în vedere și alte măsuri privind relansarea economiei. Am discutat de un pachet pe agricultură, doar vreau să vă amintesc, în domeniul cadastrului cu prima întabulare gratuită vom depune inițiativă legislativă, sigur că va avea mai multe capitole această lege și de asemenea finanțarea agriculturii și crearea unui mecanism pe lângă o bancă, probabil pe lângă ce Bank, pentru finanțarea celor care au proiecte europene și pentru capitalul de lucru. Fermierii au o problemă uriașă, lipsa de lichidități. Banii sunt investiți în producție, n-au cui vinde și atunci va trebui să găsim formule pentru finanțarea pe perioadă scurtă a fermierilor. Sunt câteva inițiative prioritare în agricultură.